ceva, băieții, și bine ați venit la un nou episod din seria FIFA 22 Draft spre Glorie. Înainte să dăm drumul la nebunie, nu uita să apeși și tu butonul de like. Hai să știi când să ajungem la peste 2750. Ar fi fabulos. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai tati să vedem ce ne rezervă acest draft. Suntem pe contul de Road to Glory și poate vine ceva fabulos. Hai mă să luăm și 4-3-3 Force 9 asta. Hai să luăm și pe ăsta, să vedem ce zice, ce ne promite, ce ne arată la capitan. Arată un 94 Salah, nu-i rău deloc. Eu zic să mergem pe el. Center forward. Ne-a cam calmat aici, nu? Nu prea avem ce să luăm. Bameyan, Caputo. Am highest rated din Italia 1, Ligă Bunicică, 89, știi? Și vedem dacă putem cumva pe viitor să-i legăm puțin. Dar vine Dempsey. Hero de 94. Frumos, 94. Poate rămânem la Premier League. Hai să vedem. CM-ul Hamsik. 93 Thiago. Ce frumos a venit Thiago ăsta. 5 de la skill moves, 3 la weak foot. Frumos. Pe stânga măcar ne-a dat liga Masuaku, știi? Măcar atât. Hai să vedem RKM-ul. RCM-ul, Foden, Calhanoglu sau Cordoba. Bă, băiete, am crezut că 89 ăla e de Spania, dar m-am înșelat. Așa, pe chemistry, n-am avea Foden, clar. Foden e tătic acolo, 88. Dar, ca rating, parcă aș risca un 94 Cordoba. Parc. Hai, tati, acum. Vine bine Petit Moments. Și ne leagă destul de bine. Frumos cu Petit Moments. Pe dreapta. Se anunță ceva frumos. Aspilicueta, ce pot să zic. Sau dacă mergem Suarez pentru Cordoba și ar însemna să-l scoate în schemă pe Salah. Destul de greu aici de luat decizia. Și mergem și pe un Aspi și poate schimbăm pe un Premier League și scoatem pe Tecatito de acolo. Conat. De el vine și ne ajută la chemistry, da, 71 pace. Încă un Anglia 1 cu Webster. Dar stai că e și Cabasele aici. Tot aceeași mâncare de pește. La fundaș central ne-a terorizat. Nu stăm rău pe chemistry, dar altfel. Un moment de 93. Bun. Hai să te iau, tati, să vedem. Ceva frumos, elegant, Barella și vine un Grealish. Barella, vezi că Barella intră. Ia uite-l, tuc, 82. Acum la chemistry și n-am luat portarul. Încă nu-l iau pentru că nu sunt hotărât cu acei fundași. Cântică, ce card, e rărus ăsta, adică n-am văzut ăsta. UEFA Champions League, man of the match. Intră blan, intră top. E cam clar că rămânem pe Premier League, hai să luăm portarul și să vedem. Bro, m-a topit? Serios? La portar? ia pe Donnarumma, m-a topit la portar, ce să mai zic. Robertson, frumos! Mamă, păi ce facem, tati? Ce facem cu acest Robertson? Putem să-l jucăm, fii atent. Lasă-l aici momentan, lasă-l acolo momentan, dar putem să-l jucăm și CB. O leva de 97! Vino, tati, vino, nici nu discutăm acolo. Se ia clar. Leva, ceva high rated. Nu prea. Renan Lodi, Brazilierul, Atletico Madrid. Nu mă interesează. Hai să luăm strikerul ăsta de 92. Și acum, vine un Ronaldo de la United. Să facem un Premier League acolo, frumos. Veni Vlanao. Acum stăm la portar. Ia portarul, tată. Portarul, portărelu. Dar și Michael și Loris, mă, ne-a scos un pic. Era problemă mare la portar. 87, Hugo Loris. Și acum putem să facem câteva mișcări aici. Avem un 190. Frumușel, simpatic. Poate mă... Ruben Diaz, ne ridicăm acum. Cu siguranță ne vom ridica. Draft, arată frumos. Frumos de tot, fii atent. Gomez... 84, RB, care putem să jucăm aici pe LB. Cât ne aducem, asta e puțin, să venim și cu 94. Ăsta, pam, Lewandowski, băi, cred, a jucat Leva cu Ronaldo în față.
ho, e 192 acum. Foarte frumos. 84. Și atât. Ultima carte, da. Vine Fofana pentru noi. 192 foarte frumos, să spun eu. E mijlocul ăsta beton de tot, cu Petit, cu Thiago și cu N'Golo Kanté. După aia Salah, Cristiano Ronaldo și Dempsey. După aceea avem fundaș central aici, pe Robertson, împreună cu Ruben Dias, Azpilicueta pe dreapta și Gomez pe stânga. E foarte fain draftul. Avem Tecatito după aceea și Lewandowski. Și ghiși ce facem, tată. Facem cuplu cumva în atac. Jucăm după minutul 1, jucăm pe Ronaldo cu Leva în atac. Un cuplu acolo pe care aș vrea să-l văd, bineînțeles, și în viața reală, dar destul de dificil. Mai ales ținând cont de faptul că ei chiar joacă la momentul actual pe același post. Atacant central, vârf împins așa. Un manager? Ne vine ceva frumos? Portugal! Portugal pentru Ronaldo sau un... avem ce? Italia? Atât. Portugal, Carlos, pentru Ronaldo, nu că ar fi avut nevoie. Și ăsta e draftul, băieți, 192. Cinstit, frumos, Leva cu Ronaldo în față. Ronaldo! Ba! Nici n-am apucat să fac schimbările și a ieșit băiatul. Nici n-am apucat să-l bat pe Leva. Ronaldo! Siu! Hei, Zizou moment și apărare. Arată bine cu Virgil. Acolo să fie greu de trecut de ei. Sau poate că nu, vedem. Uite așa jucăm tati Ronaldo extremă, Leva în fața acolo central. În final apucă și el să intre. Sperăm! Bine pe intercepție, N'Golo Kanté. Jucă cu pasul și Lewandowski ne salvează acolo. Ai mă, pe bune, Bobiță, ai stat să-ți o calculezi până ce să-i faci la mingea aia. Ce ai vrut să-i faci? Zi tu mie. Hai. Du-te, Leva! Pa. Mă ia? Mă, cred că mă ia. Leva cu pasă. Mă, ce să mai facem aici cu ea? Ce să mai facem aici cu ea? Încă una. Pac! Încă una. Pac! Ronaldo, prea multe oviță de n-ai vrut să-i ascunzi mingea acolo și... ți-a ascuns-o el până la urmă. E bună pasă, oare? E bună, dar Thiago n-are forța necesară acolo. Hai de Leva. Blocaj din nou, bă, dar au ăștia 7000 de blocaje acolo. S-a parcat autobuzul. Mut autobuzul! Thiago din nou! Alisson salvează! O, Doamne, e un pas simplu, mă, băieți, mă. Uitați-vă și voi, bă, dar la adversar iar mă mâncați-și. Bă, dar Thiago ăsta, el nu poate să dea gol, frate. E a treia căroare la scurt acolo, el nu poate să dea gol. E imposibil pentru el să marcheze. Ce naiba? Hai, tată. Nu cred, frate. 4 ocazii singur cu portarul. 4 scoate Alisson de fiecare dată. Superb. În final dăm și noi odată. Cine a fost? Dempsey. Bine, Dempsey, că... Combinăm frumos! Lewandowski, ce-a făcut frate acolo? A dat în blocaj. Trece pe
lângă minge Ronaldo. Robertson, da. Cred că dacă mă uit la șuturi, băieți, e nebunesc. Dar nu se joacă pe șuturi. 8-5, da, aproape close. 68-32 posesi. Nu există, nu există. Bro și Loris, nu există, frate, să sară mingea așa la el acolo. Nu există. Și după aia Loris îi trece mingea prin brațele lui Loris. Păi ce să faci, care e autobazinio? Și dacă nu e autobazinio, e toamnă! Mai scoate multe ăsta! Hai mă! Haide mă băieți mă, hai că se poate! Stai mă că a venit Arlon de la 5.000 de kilometri din spate să ia mingea, frate. Am dat la Salah, dar nu mai contează aici că am dat la Salah. Nu mai contează că am dat la Salah. Deci chiar nu mai contează că am dat la Salah. Nu mai contează că am dat la Salah. Ce naiba. Oricum jocul dă pasă unde vrea el. La Ronaldo. Doamne, ce a adus aici, ce să mai. Ia uite-l pe Loris. Loris, ce e neregulă cu tine. Băi, nu se poate, frate. Zici că nu-i portar de 75. Înțeleg că e gold, dar are 87 overall. Nu se poate, frate. Deci nu se poate așa ceva. Normal, transversal, bă, frate, acum iar apără Alisson, n-am ce să zic, bă, de jocul ăsta este incredibil uneori. Na, târziu, 5-3 aici. Salah! Hai, iau! Hai, Mendes, dă-l al tău! Mi-ar fi plăcut să mai am ocazii, din păcate nu se va mai întâmpla asta. Da, nu se va mai întâmpla. Trebuie să recunoaștem, acesta este cel mai prost joc din istorie. Din punct de vedere al jocului FIFA, al serii FIFA, este cel mai prost de până acum. Asta e părerea mea. N-ai cum, frate, atâtea ocazii. Portarul e Spider-Man, noi dăm bară, ăla dă din kick-off, chestii de-astea, știi? FIFA 22. M-a avut o echipă foarte faină și un draft foarte interesant, dar din păcate gameplay-ul... lasă de dorit și dovadă că gameplay-ul lasă de dorit este și faptul că lumea nu se mai joacă, stai că îmi dă ceva acum, îmi dă să-mi scot bănuți, știi, tăcesc din gură că vă dăm carduri frumoase, cam asta e, știi, tăcesc din gură, ziceam că lumea nu se mai joacă, da, e aproape august, lumea nu mai are chef de FIFA, gameplay-ul este, de fapt jocul a devenit acum un joc de colecție de carduri, cam asta facem. Cam asta pun pe canalul în engleză, SBC-uri peste SBC-uri. Dacă te joci, nu se mai uită nimeni, n-are ce să vadă la jocul ăsta. Și ultimul Jumbo Gold Pack, nu știu, poate este nebun cu gameplay-ul din 22, sau poate că nu sunt. Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi vă popoviță. Zi faină toată lumea! Pa, pa!